Deci, acum colega și prietena mea de la Liga Navală, doamna doctor Dinulescu Aretic, vrea să spună și dânsa câteva cuvinte. Dacă mai dorește cineva, după aceea spuneți. Dacă nu, mergem să servim ceva. Uitați, mai există o doamnă superbă care va dori să spună și dânsa câteva cuvinte. Și eu vreau să spun. Și doamna Dorică. Vă rog. În primul rând doresc să vorbesc așa cum se spune. Pentru că nu avem nimic de, eu cel puțin, să completez în toate lucrurile care s-au spus aici despre așa, despre Neluța, pe care am cunoscut-o chiar nu de mult, dar în calitatea mea de medic și specialitatea care am făcut-o destul de dură și dură chiar pot să spun, vreau să mă prezint. Sunt doctorița Reti Dinulescu, sunt președinta Societății Române de Anatomie Patologică și mă bucur că pe data de 4 luna aceasta, august, a fost o ședință a societății noastre la Casa Unilor de Știință, la care au participat mulți dintre colegii noștri de aici, care sunt în societatea noastră de anatomie patologică și care a fost condusă de academicianul profesor Bălăceanu Stolici. Sunt foarte multe personalități din această societate, din această sală, din lucru cu care să încep cu UNESCO, cu profesorul Cojocaru, cu doamna, în sfârșit, de la Crina, eu zic Crina, dar pe eu așa pe Corina, din societatea noastră apreciază foarte mult Peneluța, așa îi spunem noi, care este un suflet deosebit și care cred eu că ar fi bine să-l avem cam toți la fel cu al ei. În afara faptului, nu știu, să discută de această extraordinară expoziție care a făcut-o și unică în felul ei, pentru că și-am fost în multe expoziții și astea, dar într-adevăr este ceva neobișnuit și cred că ar fi unic în lume, zic, nu știu, că n-am mai văzut astfel de lucruri, dar este văzut. Și vreau să o felicit pentru că a fost primită în societatea noastră de anatomie patologică, unde se intră destul de, m-ați înțeles cum, dar i s-a dat și o funcție pe linie, deci nu vreau să... Dacă vă invit pe toți când avem noi câte o ședință, aici este și doamna care se ascunde acolo de la istoria medicinii, cu care le avem legături permanente, și vă invit pe toți care sunteți aici la ședințele noastre de istoria medicinii și de ale societății române, la care diverse persoane prezintă personalități medicale sau chiar legate de medicină, la aceste se găsește pe strada, ziceți-i cum e că vine doamna Antoane. Perlea. 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 Lângă facultatea de stomatologie. Ne-a adus și pare foarte că este reprezentant de pictură, să vedeți cum am ajuns aici, pentru că nu știu dacă întâmplător, mi s-a cerut și mie o pictură, eu n-am nicio școală de pictură. Și o să vă spun ceva, vă rog să mă scuzați că spun, se spune în latinește invidia medicorum pessima, adică cea mai mare invidie care poate să fie este la doctor. Dar să mă ierte mulți dintre pictorii care sunt aici, dar acum vreau să spun că și invidia pictorul pesima. Și să vă spun de ce. Eu care n-am școală, m-am întrebat și eu. Nu spun numele un pictor. Dom'le, acrilicul ăla. Zic, eu sunt germanic, m-ați înțeles. Cum să, în ce să dizolvă? Nu e aici profesorul care a zis, cine ți-a spus prostia asta? Ce vă zic? Deci să dizolvă în petrol. Ori acrilicul nu se dizolvă în petrol. Deci no, poți să spun și faci o pomană. Ori apă, oricum asta. Deci, doamna Neluța are atâtea calități, în afară de asta de pictură, are un suflet deosebit și este un suflet care dă putere și la alte suflete care sunt pe care să nu mai existe. Este. Eu ce să spun? Ți-am adus aici o carte, nu avem timp să vă povestesc, dar cum faci și poezii,
hai să o citești. Am luat-o pentru mine, dar acum ce să-i dau Domnul, dar ce și-am găsit asta. Dacă ai venit tu, e suficient, îți mulțumesc, te iubesc. Vreau încă două lucruri să spun. Cum este credincioasă și mâine este... Sfântă Maria, adorirea Domnului, i-am adus aici o iconiță care, trebuie să vă spun că este de la o mănăstire și este foarte frumoasă și frumoasă aici ce se numește. Te iubesc. Și pentru că ea are ceva mai deosebit, cred că din Maramureș am cumpărat chestia asta și... În covrit. Da. Și pentru că ea are niște lucruri mai deosebite, să rupă la. Să rupă la.